Microbuz de rută din Chișinău. Arată într-un hal fără de hal. Murdar, dar așa-s drumurile. Să vedeți totuși ce fel de fum scoate. Și încercați să ghiciți când a fost ultima dată la revizie tehnică. Și acela e plin cu oameni și merge la deal. Aia, și acela tot scoate fum negru. Cam toate microbuzele din Chișinău sunt vechi, expirate. Și uitați-vă ce detalii poluează toate. Microbuzele din Chișinău de vreo 20 de ani, pe lângă faptul că sunt vechi, importate la mâna a doua din Occident și transformate din transportatoare de mărfuri în transportatoare periculoase, ucigașe de călători, sunt și o gaură neagră în buget. Nu se dau bilete, nu se duce evidența transporturilor și deci e un mare furt. Și aici, în fiecare zi, se fură miliardul din bani publici. Mulți candidați la funcția de primar sau de consilier general din Chișinău au promis că o să le scoată, o să le înlocuiască cu troleibuze sau cu autobuze performante și nimeni n-a făcut asta. Semn că multora le convine. De asta eu când am candidat am zis o să subvenționăm 100% tot transportul public, să insistăm pe troleibuze și pe autobuze ecologice și o să încurajăm oamenii să meargă cu transportul public, să lase mașinile, dacă nu acasă, măcar la marginea orașului. Și în felul ăsta am fi obținut o poluare înjumătățită sau și mai puțin la capitale. Și nu ar fi fost atât de aglomerat traficul. Dar acum e strașnic ce ambuteiaj avem în Chișinău, în unele puncte nevralgice. Și uitați-vă, relieful e destul de bun pentru transport cu bicicleta sau cu trotinete, mai ales dacă le pui și motoraș electric. Dar cine se curețe prima bandă? Cine se fac piste biciclistice pentru asta? Cine se încurajeze transportul ecologic curat și sănătos? N-are cine. Continuați să votați impostori și să le tolerați aberațiile. Avem guvernarea pe care o merităm.